De la începutul pandemiei de coronavirus în Mehedinți au fost confirmate pozitiv 291 de persoane. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului, au apărut 8 îmbolnăviri noi cu COVID-19, iar în focarul declarat în orașul Strehaia, numărul de bolnavi a crescut cu încă 3 cazuri. Până în prezent, în focar au fost confirmate pozitiv 25 de persoane. Situația epidemiologică din județul Mehedinți arată că până acum 291 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Dintre acestea, 179 de persoane au fost externate, iar din nefericire 23 de persoane au decedat. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 8 cazuri. Din cele 291 persoane, 179 persoane sunt externate, 10 persoane se află la domiciliu asimptomatice, 79 persoane se află internate și 23 persoane sunt decedate. În legătură cu focarul declarat într-o localitate din județul Mehedinți, începând cu data de 4 iulie, până în prezent au fost înregistrate 25 de cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore s-au confirmat 3 persoane. 10 persoane se află la domiciliu asimptomatice în județul Mehedinți, iar 79 de persoane se află internate.